Așa să luăm legătura. Nu reușim să luăm legătura. Așa. Te-a mai fost contactat de o persoană activistă din Republica Moldova. Deci ceea ce dimineața se părea a fi o glumă sau o petiție fără viitor, vă pot spune la momentul actual, având în cont rezultatele semnăturilor și mesajul transmis, că va fi o petiție puternică și cu asta suntem foarte buni și mă mândresc cu toți noi și mesajul nostru va fi auzit cu siguranță. Oleg, sigur că poți participa. Voi vreți Oleg, restabilirea... Nu știu, Oleg, dacă dorești, eu acuși am să-ți spun de ce am creat această petiție. Îmi cer iertare că am aici niște probleme tehnice. Nu e clar de ce. Probabil vreți să vă meargă afacere și preoții tot vor să le meargă. Eu pot să spun personal că am efectuat, am scris scrisori oficiale probabil sâmbătă, care deja vor fi date în citire către, din partea unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Bine, Oleg, pot să spun că această petiție, eu astăzi dimineața am creat-o și din motive personale, ca și majoritatea oamenilor care o susțin, nu? Pentru că, uite, România, stat focar de COVID-19, pe data de 3 iunie își redeschide vamele. Personal, eu sunt în Portugalia. Oamenii, am foarte mulți oameni care stabiliți în Portugalia, deci au aici familii, case, credite, bine, ca fiecare dintre noi, un post de muncă, nu pot reveni în țară. Pentru că, bine, este sistat transportul aerian din Republica Moldova, însă, cu transportul rutier, mulți oameni ajung în România. Și noi știm că România este o țară care are conexiuni aeriene și către Portugalia și către Franța, Italia, Irlanda și altor state europene. Însă, având în cont decizia luată pe, nu știu pe care bază legală, pare mi se nu-i nicio bază legală sau nicio bază logică, deci decizia reiese că noi nu vă închidem în Republica Moldova, dar nici nu vă oferim sursă de transport. Deci în secolul 21 poți să treci vama ori cu căruța, ori pe jos. Oameni care probabil vor pierde posturile de muncă, oameni care știm cu toții că în mod normal suntem mai mulți moldoveni în afara Republicii Moldova decât ei rămași acasă. Așa este, din păcate. Foarte mulți dintre noi am plecat peste hotare în căutarea unui mod mai bun de viață, mai demn. Și doar de asta am creat petiția. Petiția voastră, dar mai degrabă trebuie adresată autorităților statelor europene, nu statului Republica Moldova, care nu e capabil să gestioneze problemele acolo, acasă, nu în toată Europa și în diaspora. Oleg, pot să spun că petiția noastră și o scrisoare în mod oficial deja a fost transmisă către domnul Peter Mihalko, ambasadorul Uniunii Europene din Chișinău. Deci deja a fost... Am semnat și eu ieri o petiție în care ceream ca noi, cetățenii cu dublă cetățenie, și români și moldoveni, să nu fim ținuți în carantină când trecem prutul. Unii în interes de familie, alții în interes de serviciu sau iată, am o judecată săptămâna viitoare, pentru o judecată eu mă duc și trebuie să rămân închis acolo 2 săptămâni, dar dacă am judecată și partea asta la altă. Deci ar trebui întâi refăcute legile, refăcute normele, dar situația e extraordinară și ar trebui toată lumea să înțeleagă că odată în 100 de ani se întâmplă pandemie și deci ar trebui să ne comportăm ca atare. Ori sacrificăm oameni și începem să numărăm zecile de mii de morți, ori sacrificăm afacerile. Nu? Deci e o chestie de compromis. Ar trebui să ne gândim la o, nu știu, la o medie, la ce vrem să sacrificăm. Problema este că suntem în așa momente, pot să spun, din păcate, suntem cetățeni ai statului care suntem. Pentru că, în mod normal, nu are logică să închizi sursa de transport atunci când
tu și așa. Deci eu am discutat această petiție, Oleg, are susținerea unui deputat din Parlamentul României. Această petiție are susținerea mai multor deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Această petiție are susținerea a mai multor companii de transport din Republica Moldova, care și ei vor rămâne fără post de muncă până pe 30 iunie și sunt și ei indignați pentru că la intrarea în autocar sau în microbuz se verifică documentația pasagerului, atât de simplu cât și cum arată în pașaportul tău european sau arată în permisul tău de ședere, deci viză de reședință. Și se pistolează fruntea, cum fac toți cu pistolul ăla care măsoară febra și atâta tot. Deci, în termen de logistică, Omule, este o operațiune foarte simplă. Știi că majoritatea purtătorilor de COVID sunt asimptomatici, deci nici temperatură nu au. Știi că acolo în autobuz e aer închis și e contact fizic cu toate mânerele, cu tot ce vrei. Bine, Oleg, eu pot să și mai știi că în autobuze de regulă se încalcă toate regulile, inclusiv evaziune fiscală și câte mai câte. Amintește-ți rutele de la Praga, rutele de la Paris, s-a constatat că erau tot felul de escroci acolo, nu, care vin cu mită la vamă. Și deci ei încalcă toate regulile, toate normele. Tu crezi că eu să respecte reguli sanitare? Păi, Oleg, uite, în așa caz, deci în loc să sisteze transportul, haideți doar să creeze un fel de un mecanism care să verifice sursele de transport și se spune, uite, firma cu tare îndeplinește, firma cu tare nu îndeplinește. Firma care îndeplinește călătorește, firma care nu îndeplinește nu călătorește. Dar nu așa în care eu pot să ies în parc, eu pot să mă duc să fac cumpărături, eu pot să beau, să servesc o bere în parc, dar nu pot să mă întorc la modul meu de viață, nu pot să mă întorc la postul meu de muncă în Uniunea Europeană, unde mă sună și mă cheamă patronii, pentru că așa a decis domnul mare. Domnul cel mare, crede-mă că nu o face din moft, din plăcerea lui să țină acasă. El e obligat de Organizația Mondială a Sănătății, de oamenii de știință, care spun că virusul e nou, e neverificat, e de necontrolat, poate să facă milioane de morți, cum s-a întâmplat bine, acum. Până acum a murit o treime de milion în lume, dar s-ar putea să moară 3 milioane. Deci, uite, Oleg, dar să-ți spun un lucru. Dacă el este supus presiunii din partea Organizației Mondiale de Sănătate, de ce alte state își redeschid vamele? Dacă este Organizație Mondială de Sănătate, de ce Austria își redeschide vamele? Portugalia de pe 2 mai a încetat starea de urgență, a prelungit starea de calamitate, dar nu a pentru asistat... Pentru că au început mai devreme și pentru că au putut să stăpânească. Pe când în Moldova, uite, fiecare al treilea bolnav e medic, din spital oamenii se îmbolnăvesc. La noi totul e putred acolo, din cauza corupției, din cauza irresponsabilității lui Dodon, care a permis focul Hare, care se duce și dă mâna cu toți veteranii și scoate mănușele și îi pupă pe frunte și le dă flori. Și el e principalul agent distribuitor de COVID. E corupție, e incompetență acolo, chiar medicii români care s-au dus peste Prut și au ajutat, dintre ei, din 40, din 50 de medici, 7 s-au constatat că au luat COVID din Moldova. Atât de gravă e situația în Republica Moldova. Deci nu putem compara. Și Rusia zicea până acum, exagerați, făcea tot felul de știri false pe internet despre toată Europa, despre Statele Unite. Până acum, iată, Rusia e a doua după Statele Unite, după numărul de îmbolnăviri și de grabă va fi a doua după numărul de morți. Bine, Oleg, eu știu că tu ai dreptate. A ajuns acum bine, în Rusia. Oleg, așa, deci, uite, tu ai dreptate. Dar dacă e să discutăm din cauza presiunilor externe, deci haideți să discutăm tot din cauza cetățenilor care vor să plece peste hotare. Pentru că, cum ai spus și tu, bine, majoritatea oamenilor care vor să plece acum din Republica Moldova sunt oameni cu pașapoarte române, italiene, engleze, franceze, portugheze. Deci sunt cetățeni al altui stat european. Apropo, asta a fost și motivul de care această petiție și acest mesaj am și transmis ambasadei Consiliului European de la Chișinău. Pentru că nu este în interesul cetățeanului european
care se confruntă cu această obligație de a rămâne în Republica Moldova în pofida coronavirus. Ok, fie și partea aia care tu ai spus, care știu că este dreaptă, că mulți purtători de coronavirus nu au, sunt asimptomatici. Cum spune președintele nostru, așa, o lecuțică, o Uite frumoasă, cât scurge nasul. o lecuțică, da. Păi uite, bine, facem testare și omul care are testul de coronavirus negativ iese din țară. Dar, măi, deschide rutele. Cum să iasă? Ia că, uite, eu să-ți spun sincer. De exemplu, eu sunt în Republica Moldova. Stau de 2 luni acasă. Nu am bani. Cu banii care au venit din Europa, unii am mâncat, alții am trăit. Sunt 2 luni și în Moldova viața nu e deloc ușoară și nu e deloc ieftină. Bine, pe ce bani eu acum, din sursele mele de venit, care sunt zero, având în cont că 2 luni nu am lucrat, din ce bani eu acum să achit 100 sau 150 de euro ca să trec vama, ca mai apoi și de acolo să achit încă 100 oricare de bani pentru a ajunge fie unde n-ar fi mai departe în Europa. Nu e ușor. Am auzit că biserica o duce greu și vrea să ceară ajutor de la stat. Eu pot să spun, Oleg, din partea mea personală, eu sunt de 16 ani în Portugalia. Deci au intrat în carantină mai târziu ca Republica Moldova. Au făcut măsuri mai puțin stricte ca Republica Moldova. Deci nu a fost așa ceva aici să nu-ți fie permis să ieși în parc. Pentru că s-au gândit, dacă noi închidem oamenii în casă, într-o bună zi când o să deschidem, va fi pandemie. Omul a vrea să iasă, oricare om În afară. Suedia nu s-a interzis, pentru că și portughezii și suedezii sunt oameni responsabili. Și dacă li s-a spus la televizor, purtați mască, ei o poartă, dar noștri umblă cu masca pe barbă, numai ca să o pună pe nas când vede poliție, da? Ce asta e izolare, ce asta e responsabilitate? Niște oameni primitivi care zic, a, nu e adevărat, dar tu ai văzut vreun om bolnav? Am văzut la televizor milioane care sunt bolnavi. Pe dacă el, dacă nu a văzut un om bolnav, nu crede. Până când nu se îmbolnăvește el. Ca acela din Țăndărei, dacă l-ai văzut. Tot făcea Da. live-uri de când în când, până o făcut și din spital. Și-o zic, băi, oameni buni, e grav, eu am crezut că e glumă, dar e grav. Și după aceea sunt sănătoși, hai din nou, sindrofii și paranghelii. Și cea mai mare problemă, Oleg, este că să te uiți atent, România nu-ți spune nimic. Românii nici nu-ți spun. Românii nu spun că stai acolo în Moldova. Românii spun că, băi, dacă ai rezidență europeană și dacă ești cetățean, intră. Dar ce pot eu să-ți fac? Intri, stai în izolare 14 zile, ori dacă folosești România ca coridor de tranzit, deci stai 48 de ore, mai puțin de 48 de ore, semnezi o foaie că stai în România, apoi pleacă din România. Deci, cumva există studii, există un oricare o logistică, există o oricare sursă de domeniu care se ocupă de acest lucru. Nu e așa că uite, ai stat 2 luni închis în casă, de luni ieși în parc. Și ce a fost luna aia când ai ieșit în parc? Probabil numai atunci a crescut cu încă câteva mii numărul infectațiilor. Evident o să trebuiască deschisă supapa și permis unor kamikaze să treacă la rând acolo, la strungă, la luat COVID și făcut imunitate. Cât permite sistemul medical să mai trateze oamenii, nu? Ca să nu supraaglomerăm, cum s-a întâmplat în Spania și Italia și mureau oamenii pe coridoare din lipsă de acces la tratament. Însă, din păcate, Oleg, vezi care e chestia, că nouă mai s-a permis. Ei, ce s-a Deci, permis, nu. omule? Au ieșit 30 de oameni la memorial. Ce s-a permis? Când v-aud cu 9 mai sau parada aceea cu mașini, ce s-a permis de 9 mai? S-a permis și protestul acela când au ieșit și au întâmpinat coloana din România. Au ieșit niște oameni distanțați social cu măști pe față. Nu, stai S-a un permis pic, nimic. S-a Oleg. tolerat, s-a închis ochii, ca o, cum am zis, ca o supapă să permită Păi unor da, ia reuniri. uite, Oleg, Și pot să spun veteranilor că ieri li s-a suntem. permis în fața guvernului. Ia amenință că o să-i amendeze ca să nu iasă prea mulți. Dar măsurile de restricție încă sunt necesare, mai ales în Moldova, care a gestionat prost din motive de populism. Culegem și acum roadele focului Hari ca împărtășanie cu aceeași lingurițe, a Paștelui Blajenilor și tot așa. Oleg, iată eu ce doresc eu să-ți spun. Uite, bine,
S-a închis ochii la 9 mai, s-a închis ochii la parada aia organizată în Piața Mare Adunări Naționale, s-a închis ochii la mai multor aspecte din motiv politic. Este evident că la noi toate deciziile în Republică sunt luate în considerație doar din aspect politic, nu și din aspect al sănătății sau a îndrumărilor Organizației Mondiale a Sănătății. Bine, pot să spun că în Portugalia, 25 aprilie, desigur că știi, este ziua libertății, este ziua care 40 de ani în Ziua urmă. Revoluției, da. Da. Deci nu a ieșit nimeni afară. A ieșit un om la televizor, a spus că este 25 aprilie, celebrează acasă, stai în casa ta, ieși afară din casă, primești amendă și te duci la comisariat pe 2 săptămâni. Dacă Și nu-ți poți. România, ministrul de interne populist, a vrut să permită plimbare cu focul Hayek. Și președintele principal a ieșit și a zis net. Pe când președintele nostru, din contră, a ieșit el la aeroport, a aprins lumânări, s-a pupat cu toți, le-a permis să îmble în grupuri organizate, să apară la televizor. Iată diferența între un președinte neamț responsabil și un președinte moldovan idiot. Oleg, discutam cu o persoană apropiată, probabil 3 săptămâni în urmă, când a ieșit știrea că Austria vrea să redeschidă vamele. Și uite, m-a sunat persoana aia din Moldova și a spus că, măi, uite, pe noi ne-au obligat să ne luăm vacanță din propriul cont pe durata acestei pandemii, deci nu ne achită, se termină banii, oamenii nu au cu ce să mănânce, nu știu ce va fi mai departe, dar în Austria, uite că deja se redeschid vamele cu încetul, deja viața revine la normalitate, statul le oferă măști, statul le oferă protecție socială. Care este situația aia în Portugalia și de ce tu socoți că în Moldova este așa și, de exemplu, în Austria este așa? Și eu am spus că pentru că în Moldova există un lucru care nu există în Austria, moldoveni. Uite, de aia și Moldova tot așa. Deci, Păi da, eu mă și uit, noi de ce eu avem mă așa președinte smintit? Pentru că așa electorat avem, așa toleranță la impostură. Da. Eu zic, de ce nu-ți arăți ochii? Ești rușinos sau de ce? Cum Să adică arăți nu numai mi-arată ochii? telefonul să se vadă ochii. De ce se vede? Acum se vede mai bine, măcar așa, măcar până aici. Ah, Eu sunt am artist, găsit. cineast, și tare mă doare când văd niște, așa o încadratură. Zic, băi, poate e om sub acoperire, poate se Nu, rușinează. nu, nicio acoperire. Eu doar îmi doresc, Oleg, ca această petiție, deja am apelat și la mai mulți, să fie auzită, pentru că este ireal, este foarte responsabil. Și, bine, hai că presiunea deja un pic este. Astăzi l-am văzut pe domnul Chicu că a spus că până pe 31 mai sau după 31 mai, probabil mai multe restricții vor fi anulate. Deci, este un pic, știi cum, Oleg, eu socot că toate deciziile luate pe arena politică la Chișinău, mai ales în timpul ăsta de pandemie, sunt decizii luate, bine, să vină cineva în fața poporului și să spună. Nu să vină Dodon, nu să vină Chicu, să vină toți ăia care iau decizii și să spună. De ce au luat așa decizie? Ca să-l pot eu privi în ochi și să-l întreb. Dar dacă tu nu ți-ai vedea soția de jumătate de an, dar dacă tu nu ți-ai vedea copilul de 4 luni, dar dacă tu nu ai avea mâncare sau bani de mâncare și te-or cheamă undeva la muncă și tu nu ai cum să te deplasezi, tu te-ai pornit pe jos din Chișinău până la Vama Albița, să treci ca un țăran, ca un pitim de război să treci Vama în secolul 21, țară cu caracter de asociată Uniunii Europene. Știi ce înseamnă situație extraordinară? Înseamnă situație de război. De ce nu înțelegeți că nu e o situație normală? Situația de alertă în România e pe jumătate situație de război. Încă nu e normalitate, nu sunt condiții de normalitate. Da, o să mergi pe jos ca țăranul sau ca biciclistul până la vamă. Dacă o să vrei tare, o să te duci până la Iași și de acolo o să iei transport dacă circulă. Dar nici în România încă nu s-a deschis spațiul aerian și nu zboară avioane. E, cum adică, Oleg? Zboară Deci, de 3 ori pe săptămână avion din București în Lisabona. curse Nici nu charter, s-a oprit. pentru lucrători. Nu e cursă charter, Oleg. Zbor pasageri care și-au procurat bilet pentru că Portugalia este una dintre țări care nu a făcut mai departe sistarea transportului aerian. Din Lisabona în fiecare zi pleacă avioane către Paris, către Germania, către
România de două ori pe săptămână, însă doar compania Wizz Air. Compania Blue Air nu zboară. Nu și ea. Ea nu zboară la momentul actual. Portugalia săptămâna asta vrea să preia zborurile către Brazilia, către Statele Unite ale Americii. Deci dacă este stare de calamitate și stare de urgență, deci să fie, după logic, ar trebui să fie peste tot egal. Că doar și în Italia este stare de urgență și pe 3 iunie deschid vama. Dar ca și în Moldova, ca și în Rusia, ca și în Portugalia, ca și în Spania, ca și în Anglia. Da, mă uit pe site-ul aeroportului Otopeni și a decolat avion spre Londra, spre Oslo, spre Stockholm, da, spre Moscova, spre Atena. Și o să zboare și curse interne, Timișoara și Cluj. Da, și circulă transportul. Păi, cea mai mare indignare, cea mai mare indignare este faptul că în, parcă așa te uiți în vecinătate, tot revine deja la normal, dar la noi este stare de calamitate. Deci, ok, dacă este stare de calamitate în Republica Moldova, haideți să folosim exemplu european. Cum ai spus și tu, în Suedia tot este stare de calamitate. Nu s-a interzis ieșirea în parcuri cum la noi pe 2 luni. În România este stare de calamitate. Există zboruri, există transport, există ajutor. În Franța este stare de calamitate, există transport aerian. În Portugalia este stare de calamitate, există transport aerian. S-au redeschis restaurantele, s-au redeschis comerțurile, s-au redeschis piețurile, s-au redeschis plajele, pentru că suntem țară cu ieșire la Ocean Atlantic. Deci peste tot în Europa există stare de calamitate, însă doar la noi stare de calamitate se spune că este mai gravă ca în Italia. Dar noi suntem 2 milioane jumătate, 3 milioane de populație, pe când, de exemplu, Portugalia sau fie și România sunt 30 de milioane și fac vamă cu 5 țări. Și Ungaria nu are vama închisă, România nu are vamele închise, Austria și le-a redeschis, Republica Cehă și le-a redeschis, Croația și le-a redeschis, Portugalia își deschide vamele. Să-ți amintesc ce sistem medical au țările cele și ce guvernare și ce mentalitate de popor, sau știi și tu diferența? Păi iată, știu de și eu noi, iată de ce la noi carantina o să dureze mai mult și mai dureros, pentru că avem sistem medical dezastros, pentru că avem guvernare populistă, pentru că avem populație ignorantă și încăpățânată. E drept. Din păcate... De pas și de blajini, stați în casă, lăsați focul haric și lăsați business-ul popesc. Nu, ei s-au dus la biserică, s-au împărtășit în ajun de Paști, după aceea de Paști au vrut neapărat focul haric taman de la biserică și de blajini taman îți ducă la țintirim și multe alte idei este. De ce nu-ți deschid piețele? Ia, că acum piața lor le trebuie, le arde piață. Bine, Oleg, pot să spun un lucru așa mai un pic mai personal. Grecia, țară ortodoxă, care, dacă vorbim despre asta, care tot focul haric, tot a fost și focul haric și în Grecia, și din, adică și în Grecia a fost adus focul haric, Grecia se redeschide vama. Nu există stat mai mic ca Republica Moldova, nu există stat în continent european care să aibă populație atât de mică. Bine, hai să nu vorbim despre Monaco, San Marino, care sunt, nu ca state, sunt principate, dar stat ca Republica Moldova, nu există mai mic, cu așa de puțin. Noi suntem 3 milioane. Noi suntem 3 milioane de moldoveni în Republica Moldova. Neoficial, în ultimii 20 de ani, aproape 4 milioane sau 5 milioane au părăsit țara și nu s-au mai întors. Mulți din ei acum s-au întors în țară cu curse charter, chiar și ăștia care s-au întors din New York. Pentru că, ok, din motive personale, noi nu s-o cot corect să judec, nici nu am de ce să judec, fiecare își ia decizie de a reveni acasă sau la familie, bine, dorul de casă eu îl înțeleg foarte tare. Dar în momentul în care te uiți peste fereastră că viața se începe a mișca, revolta când te uiți că la tine în casă tot rămâne putred și parcă nu este echip să se miște mai departe, crește. Uite, de asta noi am făcut petiția aceasta doar din simplu motiv ca să ne permită ăștora care nu avem ce căuta în Republică. Nu din cauza că noi nu dorim, că nu avem ce căuta. Nu, eu nu am ce căuta în Republica Moldova. Să mă duc în Republica Moldova să fiu granicier sau să lucrez la un supermarket, să fac 200 de euro pe lună unde să achit
100 de euro impozit, iarna să închid prefectura să mă bag în datorii sau din oricare motiv, dintr-un motiv oarecare, noi și suntem cea mai săracă țară de pe continent european. Am reușit și pe Albania să o întrecem la acest capitol, care are numai oi și lână. Vă doresc succes și putere de convingere. Mulțumesc, domnule Oleg. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost prezent.